Liviu și Bogdan au mers la antena Play mai devreme și au transmis un mesaj celor de acasă. Au mulțumit pentru tot ce au făcut pentru ei până în momentul acesta. Spunea Bogdana mai e puțin, se va termina competiția, au fost tensiuni, dar până la urmă le-au depășit pe toate. Și că le mulțumește pentru sfaturi, pentru ce le-au trimis, dar și pentru faptul că atunci când a fost cazul i-a certat, spunea că abia așteaptă să ajungă în marea finală, să se căsătorească și speră ca celor de acasă să le placă de ei. Liviu a auzit că are cea mai spectaculoasă rochie de mireasă, nu știu cine i-a zis asta și dacă i-a dat ceva detalii, dar cu siguranță va fi plăcut surprins în ziua de vineri. În ceea ce privește votarea, spunea Bogdana că nu doresc să bată monedă pe acest subiect. Spuneau că nu doresc să ceară celor de acasă să îi voteze, să facă fiecare cum simte, ce crede și spunea Liviu că cel mai important este să voteze iubirea, pentru că acesta ar trebui să fie celul principal al acestei emisiuni. Au avut un mesaj și pentru susținătorii lor, spunea Bogdana, că nu știe dacă să îi îndrume, să îi susțină în marea finală, pentru că ei nu au parte de o susținere foarte mare și nu ar vrea ca acele câteva persoane care îi susțin pe cei doi să își cheltuiască timpul, banii, să îi investească în voturi inutil.